Bună ziua, dragi elevi și dragi profesori! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul acestui material vom rezolva împreună problema 5 din simularea de evaluare națională 2021. Problema spune că în figura alăturată este reprezentat triunghiul ABC, dreptunghic în A. AB este 5 cm, AC este 12 cm. Punctul D aparține lui AC, astfel încât DC este egal cu 3AD. Perpendiculara din D pe BC intersectează BC în punctul E. La punctul A, ni se cere să arătăm că sinusul unghiului ACB este egal cu 5 pe 13. Fiind un triunghi dreptunghic, știm că sinusul unui unghi, sinusul unghiului ACB, este egal cu cateta opusă, adică AB, pe ipotenuză BC. AB știm că este 5 cm, însă pe BC nu-l cunoaștem. Da, dar cunoaștem catetele triunghiului dreptunghic ABC. Așadar, din teorema lui Pitagora în triunghiul ABC, putem spune că AB pătrat plus AC pătrat este egal cu BC pătrat. Așadar, 5 la pătrat plus 12 la pătrat este egal cu BC pătrat. Deci BC pătrat egal 169, adică BC este 13 cm. Întorcându-ne la sinusul unghiului ACB și înlocuind, obținem că sin de ACB este egal cu 5 pe 13. La subpunctul B, ni se cere să arătăm că lungimea segmentului DE este mai mică de 3,5 cm. Bun, păi știm că AB este 5 cm, BC, l-am aflat la punctul A, este 13, AC este 12 cm. De asemenea, știm că DC este egal cu 3AD, așadar, lungimea și AC este 12 cm, așadar AD este 3 cm și DC este 9 cm. De asemenea, știm că DE e perpendicular pe BC. Deci, unghiul DEC este egal cu unghiul CAB, ambele având măsura de 90 de grade. Unghiul C este unghi comun. Conform cazului de asemănare unghi-unghi, putem spune că triunghiul CAB este asemenea cu triunghiul CED. Așadar, vom avea raportul de asemănare DE pe AB egal cu DC supra BC. De aici rezultă că DE este egal cu AB 5 ori DC 9 pe 13, adică 45 pe 13 cm. Avem acum de comparat 45 pe 13 cu 3,5, care este egal cu 35 pe 10. Aducem la același numitor și avem de comparat fracțiile 450 supra 130 cu 13 ori 35, adică 455 supra 130. Bineînțeles că 455 pe 130 este mai mare decât 450 supra 130. Așadar, 3,5 este mai mare decât 45 pe 13. Ceea ce trebuia să și arătăm. Lungimea segmentului DE este mai mică decât 3,5 cm. Aceasta a fost problema 5. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc mult succes! La revedere!